Bine v-am regăsit, dragii noștri! Biblia este cartea fundamentală a noastră a creștinilor. O carte care, deși este cunoscută în toată lumea, are încă multe de oferit. Cum a apărut ea? În ce constă mai exact inspirația Sfintei Scripturi? Și ne oferă citirea Bibliei doar informație despre Dumnezeu sau și o legătură harică specială cu El? Despre toate acestea și multe altele vom discuta astăzi cu părintele Nicolae Răzvan Stan, profesor universitar și decan în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova și autor a numeroase și prestigioase studii, articole și volume. Părinte, bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit și Doamne ajută! Sau bine am venit noi, fiindcă ne găzduiți atât de frumos aici, în muzeul facultății dumneavoastră. Bine ați venit în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și sperăm că acest început să fie plin de roade și pe viitor, cu colaborări bogate pe plan teologic. Vorbim astăzi despre Sfânta Scriptură, o carte, sau mai bine spus, o colecție de cărți cunoscută în toată lumea. Nu cred că există vreo persoană care să nu fie auzit de Biblie. Sesizați nuanța să fie auzit, nu zic neapărat să o fi și citit. În integral aici lucrurile stau, din păcate, cu totul altfel. Înainte de a vorbi despre câteva lucruri de profunzime despre Sfânta Scriptură, vă rugăm, vorbiți-ne despre câteva lucruri generale. Cum a apărut Biblia, cine a scris-o, ce cărți cuprinde, care este scopul ei principal? Acum, după cum bine cunoaștem din catehismul Bisericii noastre ortodoxe, învățătura de credință creștin-ortodoxă, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Avem în ea ceea ce ne spune Dumnezeu pentru noi, ce a considerat Dumnezeu că este necesar pentru noi și pentru a noastră mântuire. Pentru că, până la urmă, scopul fundamental al Sfintei Scripturi este de a ne aduce în comuniune cu Dumnezeu. În slujba Sfântului Maslu, când se pune Sfânta Evanghelie pe capetele celor care se roagă, celor care participă la această sfântă taină a bisericii, la un moment dat, în ultima rugăciune, preotul spune că nu pun mâna mea peste capetele celor care au venit la tine cu pocăință, ci pun mâna ta cea tare care se află în această sfântă evanghelie pe care o ținem deasupra capetelor celor care se roagă. De aceea observăm că în Sfânta Scriptură avem cuvântul lui Dumnezeu, avem mâna lui Dumnezeu, avem puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Deoarece Sfintele Scripturi sunt cele care ne mărturisesc despre Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul ne spune, cercetați Sfintele Scripturi, pentru că acestea sunt cele care mărturisesc despre mine. Și totodată tot El ne spune că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cu alte cuvinte, avem în Sfânta Scriptură cuvintele cele veșnice ale lui Dumnezeu, care au o actualitate permanentă și care transced timpul, având misiunea de a ne duce în eternitate, în viața veșnică. Așadar, Dumnezeu este autorul principal al Scripturii, însă știm că există și un factor omenesc. Au fost și niște agiografi care au scris, au pus în cuvinte inspirația divină. Cine sunt acești agiografi? Aici este o întreagă dezbatere la nivel teologic, deoarece noi știm că autorul, izvorul revelației este Dumnezeu. Noi vorbim despre Dumnezeu pentru că El ni s-a descoperit. Dacă El nu ne-ar fi vorbit despre sine, n-am putea să discutăm astăzi despre problemele teologice. El este Cel care se descoperă. El este izvorul revelației, Cel care ne vorbește despre sine. Și aici avem inspirația dumnezeiască. Inspirația dumnezeiască reprezintă acea lucrare a lui Dumnezeu prin harul său asupra unor oameni cu viața aleasă, în care le descoperă anumite conținuturi, iar în cazul nostru conținutul cărților Sfintei Scripturi. Dumnezeu este autorul, dar totodată nu trebuie să înțelegem această lucrare în sensul că Dumnezeu a dictat cuvânt cu cuvânt, pentru că sunt unele confesiuni creștine care cred acest lucru, ceea ce nu este adevărat, pentru că Dumnezeu a descoperit fondul general, însă fiecare autor, așa cum este Moise, prorocii și toți ceilalți apostoli, evangheliștii și toți cei care îi regăsim în paginile Sfintei Scripturi, au transmis acest fond general potrivit culturii,
încărcăturii lor literare și abilităților lor, le-au tâlcuit, le-au pus în scris. Așadar, ei sunt autorii secundari ai Scripturii Moise, apoi îi avem și pe proroci, apostoli, așa cum ați spus. Vorbim despre o conlucrare, o sinergie în scrierea Sfintei Scripturii. Este, pe de o parte, lucrarea lui Dumnezeu care oferă conținutul, revelația, descoperirea, iar receptorul, persoana umană, autorul respectiv, profetul, prorocul, evanghelistul, sunt cei care transcriu, pun pe hârtie acest conținut. Este o conlucrare. Este și lucrarea dumnezeiască, dar și lucrarea dumnezeiască, cea care omenească, cea care a primit conținutul dumnezeiesc. Este foarte grăitor modul în care încep cărțile profetice. Fosta cuvântul Domnului către mine, zisa Domnul către robul lui Dumnezeu. Se arată așadar că nu vorbim acolo despre ideile Scriitorului Sfânt, ci despre ideile lui Dumnezeu care sunt puse în cuvinte de către acest autor sfânt. Cert este că Sfânta Scriptură nu este o fabulație. Nu se bazează pe imaginația umană, ci mintea umană a primit acest conținut în baza unei realități. Realitatea este cea dumnezeiască, pentru că inspirația presupune și o anumită conlucrare prin care Dumnezeu revelează adevărul dumnezeiesc, dar în același timp îl protejează, este o protecție permanentă în timp ce autorul respectiv pune în scris revelația dumnezeiască. Deci el nu merge după mintea lui, pentru că, vedem aici, este literatura e ficțiune. Ne imaginăm că ar fi așa. Aici nu este vorba de imaginație, ci este vorba de o realitate dumnezeiască. Chiar dacă autorul, cum avem în Cartea Facerii, nu a trăit acele realități, nu a participat la crearea lumii, pentru că s-au scris ulterior, dar Dumnezeu i-a descoperit, i-a arătat în viziune, prin harul dumnezeiesc, așa încât cel care Moise și ceilalți au transcris exact conținutul dumnezeiesc pe care Dumnezeu l-a dorit să fie pus în paginile Sfintei Scripturii. Ați vorbit despre Moise, știm că el a scris primele 5 cărți ale Scripturii, Pentateuhul. Vorbiți-ne puțin despre cărțile Sfintei Scripturi. Sigur, nu o să avem timp să le enumerăm pe toate, însă cum este împărțită Scriptura, ce cărți cuprinde în mare? O să observăm că Sfânta Scriptură are două mari părți, Vechiul Testament și Noul Testament, sau Vechiul Legământ și Noul Legământ. Este o legătură între cele două, pentru că ele vorbesc despre legătura lui Dumnezeu cu oamenii. Deci aici este Vechiul Legământ, Legământul, Testamentul, adică mărturisirea lui Dumnezeu prin care El își descopere iubirea. Și aici este o legătură permanentă, întrucât Vechiul Testament îl cuprinde în sine ca viziune pe Noul Testament. Noul Testament este cel care împlinește ceea ce a prorocit Vechiul Testament. Sfânta Scriptură cuprinde 66 de cărți, 39 Vechiul Testament, 27 Noul Testament. Mai sunt unele cărți necanonice. Bineînțeles că până s-a ajuns biserica, până să ajungă la acest număr de 66 de cărți, a avut o întreagă dezbatere, întrucât au fost o serie de criterii să vadă dacă cartea respectivă vorbește cu adevărat despre revelația lui Dumnezeu, dacă autorul respectiv respectă, a avut o viață curată și toate celelalte principii, după care părinții de la Sinodul I Ecumenic și ceilalți părinți s-au ghidat pentru a vorbi într-adevăr despre ceea ce reprezintă cu adevărat Sfânta Scriptură. Noul Testament ne vorbește despre prezența Mântuitorului Iisus Hristos. Vechiul Testament, de când omul a căzut în păcat, observăm că i s-a dat o primă evanghelie, o primă făgăduință, că nu va pieri, ci se va naște un Mântuitor. Avem Protoevanghelia de la Facere, capitolul 3 cu 15, în care Adam și Eva sunt îndemnați să-și păstreze credința și nădejdea în Dumnezeu, pentru că se va naște Mântuitorul, cel care va salva poporul de la moarte. Și de aceea o să observați că toate celelalte sfinte
cărți din Vechiul Testament, în special prorocii, mari proroci, prorocii cei mici, Zaharia și toți ceilalți, Osea, dau mărturie despre prezența și venirea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că ei trebuiau să păstreze conștiința vie după venirea Mântuitorului lui Mesia, Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea, în Noul Testament avem această împlinire a prorociilor și ne spune Sfântul Apostol Pavel că după ce odinioară Dumnezeu a grăit părinților noștri prin proroci, prin profeți, în zilele cele mai de pe urmă, ne-a grăit nouă prin însuși Fiul Său. Este textul de la Evrei, capitolul 1, 1 cu 2, în care ni se arată și ni se descoperă faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este revelația deplină, adică ne-a adus tot ceea ce ne trebuie nouă pentru noi și pentru a noastră mântuire. Scriptura este spre îndreptare, este spre folos, este spre mântuire, deoarece rolul Sfintei Scripturii nu este acela de a satisface anumite curiozități raționale, ci ea este o călăuză vie. Noi cuvintele sunt hrănitoare, sunt dătătoare de viață. Ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos? Care este răspunsul care îl dă diavolului după ce a fost ispitit în pustie? A postit, iar diavolul ce îl ispitește? Îi propune Mântuitorul Iisus Hristos să rezolve această problemă a foamei printr-una magică, adică să spună pietrelor să se prefacă în pâine. Și ce spune? Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea, Sfânta Scriptură pentru noi este o hrană duhovnicească care ne menține pe acest itinerar al vieții veșnice și vieții duhovnicești. Ați spus că Sfânta Scriptură cuprinde cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. În Evanghelia după Ioan însă, la capitolul 21, versetul 25, ne spune evanghelistul în felul următor: dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin. Epuizează Sfânta Scriptură întreaga revelație sau mai există și alte căi prin care Dumnezeu ni se descoperă? Potrivit teologiei ortodoxe, noi vorbim despre două mijloace prin care Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde, vine în mijlocul nostru. Și avem Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură. Ele sunt mijloace. Într-unele manuale de dogmatică mai vechi se spuneau că sunt izvoare. Aici, izvorul știm că este Dumnezeu. Izvorul este singur Dumnezeu, doar El este sursa revelației pentru că El se descoperă. Acestea sunt doar mijloacele prin care noi accedem la acest conținut dumnezeiesc. Sfânta Tradiție reprezintă întreaga manifestare a lui Dumnezeu în decursul istoriei și întreaga viață a umanității și a Bisericii. Pentru că faptele respective, Mântuitorul Iisus Hristos a realizat anumite fapte în decursul istoriei, după care au fost vorbele sale, propovăduirea sa, cuvintele sale, dar după aceea, după un anumit timp, ele au fost puse în scris, aceste cuvinte. Sunt unii bibliști, teologii bibliști, care spun că apostolii chiar își notau anumite cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos și după aceea, în decursul timpului, au fost puse în scris. Cum au apărut Evangheliile? Ele și celelalte epistole și celelalte cărți ale Noului Testament au apărut pentru a răspunde anumitor cerințe cu care se confrunta biserica. Vedem că s-au trimis epistola către evrei, sau epistola către coloseni, sau către corinteni, unde sau către corinteni. Știm că erau niște probleme punctuale, da, pe care apostolul dorea să le rezolve. Deci apostolii nici nu și-au propus niciodată să epuizeze întregul conținut dumnezeiesc pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a trăit și l-a manifestat și l-a propovăduit, și doar să răspundă punctual la anumite probleme cu care se confruntau anumite comunități creștine din anumite locuri. Și de aceea este chiar peste puterile noastre să spunem toate câte a făcut Mântuitorul, pentru că Mântuitorul este izvorul nesfârșit de revelație dumnezeiască. Iar ceea ce avem noi în Sfânta Scriptură reprezintă doar o mică parte a ceea ce El a trăit și a învățat.
Sfânta Scriptură cuprinde cuvântul lui Dumnezeu, dar nu putem să spunem că îl cuprinde, îl mărginește pe Dumnezeu sau îl epuizează. N-ar avea cum. Niciodată. Pentru că noi suntem într-un continuu progres de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și el a vorbit despre lucruri umane, raportându-ne la Dumnezeu, ar fi nepotrivit. Ați vorbit despre Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Care este mai importantă în ordinea descoperirii lui Dumnezeu către oameni? Sfânta Scriptură sau Sfânta Tradiție? Din punctul nostru de vedere al creștinilor ortodoxi, ambele au aceeași valoare. Nu prioritizăm nici pe una, nici pe alta din perspectiva importanței și a conținutului pe care îl cuprinde, doar din punct de vedere temporar spunem că Sfânta Tradiție a apărut înaintea Sfintei Scripturi, iar Sfânta Scriptură reprezintă o tradiție scrisă. Știm că ultima carte a Scripturii a fost finalizată undeva la anul 100, așadar până atunci exista Sfânta Tradiție, creștinii își conduceau viața lăuntrică, viața spirituală, viața de creștin, după predania apostolilor și a ucenicilor lor. Cum ne vorbește părintele Serghe Bulgaco, spune că tradiția, Sfânta Tradiție, este viața bisericii plină de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, ceea ce noi trăim, Biserica Ortodoxă de astăzi, este una și aceeași cu Biserica Apostolică. Tradiția face această legătură dintre noi, umple timpul, umple spațiu și ne actualizează pe noi în prezența Mântuitorului Iisus Hristos. Și așa cum bine ați spus, nu putem să dăm întâietate Scripturii sau întâietate tradiției, fiindcă ambele cuprind revelația lui Dumnezeu. Ori revelația lui Dumnezeu este un lucru divin ce nu poate fi ierarhizat. Dumnezeu se revelează odată într-un mod deplin și odată într-un mod imperfect. Nu avem cum să spunem acest lucru. Tocmai aici este că farmecul bisericii ortodoxe, ortodoxiei, pentru că prin Sfânta Tradiție noi vorbim despre o continuă prezență și lucrare a lui Dumnezeu în lume și în viața noastră personală. De aceea observăm că prin Sfânta Liturghie noi reactualizăm sau ne actualizăm pe noi în actualitatea cuvintelor Sfintei Scripturi. Pentru că noi, prin cult, celebrăm Cuvântul lui Dumnezeu. Este o celebrare și o interiorizare. Pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omiliile sale la Evanghelia după Matei, ne spune că la început Dumnezeu a dorit să scrie cuvintele Sfintei Scripturi pe inimile noastre. Dar pentru că noi am fost păcătoși, ne-am îndreptat inima spre alte valori, spre alte sensuri, El le-a scris pe tablele legii și pe tablele de piatră, întrucât ca noi să le avem permanent înaintea ochilor și să le interiorizăm. Ați vorbit despre Sfânta Liturghie și Sfânta Scriptură și mă bucur că ați adus vorba despre această legătură dintre ele. Am citit de curând o lucrare extrem de interesantă a dumneavoastră, se numește Intercorelația dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie în viața bisericii și a creștinului. Spuneați acolo că citirea Sfintei Scripturi ne pregătește pentru comuniunea euharistică, iar împărtășirea cu Sfintele Taine ne face mai accesibil Cuvântul lui Dumnezeu. Dezvoltați-ne, vă rugăm, această idee, pentru că mi se pare o idee extraordinară. Este foarte important acest aspect dintre legătura dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie și întreg cultul Bisericii Ortodoxe, iar punctul de plecare reprezintă acest itinerar, acest drum pe care cei doi ucenici îl parcurg în drum spre Emaus. Este vorba de, imediat, faptele pe care le revelează, le descoperă Evanghelia, ne spune că după ce Mântuitorul a fost răstignit, a fost îngropat, toți apostolii erau speriați de ceea ce se întâmplă. Stăteau ascunși de frica iudeilor. Iar doi dimineața, duminică dimineața, au plecat în drum spre Emaus, la câmp. Luca și Cleopa știm din tradiție. Da, bibliștii o să spună că doar Cleopa, pentru că Luca nu se amintește în textul respectiv. Și spune, se dă doar numele de Cleopa și spune că ei vorbeau, erau speriați, mergeau pe cale și la un moment dat vine un necunoscut. Vine un necunoscut care le vorbește și întărește în discuția aceasta,
Însă ei, la un moment dat, îl contrazic, spune că tu ești singurul străin de cele întâmplate, cum nu știi despre cele ce s-au întâmplat cu Iisus Nazarineanu, cum a fost răstignit, cum a fost batjocorit. Și după aceea necunoscutul, care de fapt este Mântuitorul Iisus Hristos, le tâlcuiește toate scripturile și arată că ce s-a întâmplat cu el, cu jertfa sa, cu răstignirea sa, cu îngroparea și cu învierea, sunt de fapt realități pe care Sfânta Scriptură, în special Vechiul Testament, le cuprinde, le-a prorocit. Și atunci ei merg pe cale, ajung la destinație, îl roagă să rămână cu ei, el frânge pâinea, adică săvârșește Sfânta Euharistie. Și aici, foarte interesant, el este prezent fizic, de față cu ei. Îl văd față către față, îl văd când ia pâinea, iar după ce le dă pâinea, el se face nevăzut. Este trecerea lui Hristos de la aspectul acesta văzut la aspectul tainic, mistic, pentru că el este prezent în Sfânta Euharistie. Iar ei, când mănâncă, după ce participă la Sfânta Euharistie, consumă trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, li se deschid ochii. Și încep să spună, oare nu ardea în noi inima noastră când ne grăia pe cale? Vedem, aici este ceea ce noi trăim în fiecare Sfântă Liturghie, pentru că până la urmă noi în fiecare Sfântă Liturghie retrăim acest itinerar pe care cei doi ucenici l-au realizat în drum spre Emaus, pentru că noi avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem Cuvântul Apostolilor, avem în Apostolul care se citește, avem Cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos în Evanghelia din cadrul Sfintei Liturghii, după aceea rememorăm, retrăim întreaga existență a Mântuitorului Iisus Hristos, deoarece de la proscomidie, ieșirea cu cinstitele daruri, până la epicleză, venirea Duhului Sfânt și binecuvântarea pâinii și a vinului și devenirea acestora ca trup și sânge al Mântuitorului Iisus Hristos și împărtășirea noastră, noi retrăim, ne împărtășim și vorbește Părintele Dumitru Stăniloae foarte frumos despre modurile multiple în care noi ne împărtășim de Mântuitorul Iisus Hristos în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că era și la nivel teologic, era o serie de dezbateri care spuneau, luau în discuție cântarea de la sfârșit, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, și spuneau unii dintre teologi, spuneau, oare am văzut noi dacă nu ne-am împărtășit? Și ce spune Părintele Dumitru Stăniloae? Că este o împărtășire multiplă. Chiar simpla prezență la Sfânta Liturghie este o împărtășire rațională cu cuvântul, pentru că auzi cuvântul lui Dumnezeu și El, Hristos, este Cel care îți grăiește, îl primești în tine. Pe urmă, după aceea, participând, rugându-te, îl dezvolți cuvântul lui Dumnezeu. Și pe urmă, bineînțeles, împărtășirea plenară, cea mai înaltă, care se realizează prin Sfânta Euharistie, pentru că spune Sfântul Nicolae Cabasila că îndumnezeirea cea mai înaltă pe care poate credinciosul să o realizeze în această viață se realizează prin Sfânta Euharistie. Deci, primim cuvântul, îl primim pe Hristos care este prezent în cuvântul său și îl primim după aceea și în Sfânta Euharistie. Este o realitate mistică, o trăire și o împletire duhovnicească foarte importantă pe care noi, creștinii ortodoxi, o avem între Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie. Așadar, prin Sfânta Scriptură îl primim pe Hristos în mod rațional, iar apoi îl primim în mod deplin prin Sfânta Euharistie. Aș veni cu o întrebare în continuarea a ceea ce am spus acum. Citirea Sfintei Scripturi ne oferă doar informație despre Dumnezeu sau ne oferă și o legătură harică specială cu El? Acum nu putem să spunem să chiar ceea ce vorbeau tot unele confesiuni creștine, care spuneau că toată încărcătura harică se găsește doar în Scriptură. Ei spuneau că simpla citire, cuvântul lui Dumnezeu este cel care mântuiește. Sola Scriptura. Sola Scriptura, pe de o parte, dar și vedeau ca sola Scriptura și din perspectiva mântuitoare. Adică ne adunăm la adunare, vorbim din Scriptură și atâta. Noi vorbim de Sfânta Scriptură, dar Sfânta Scriptură o încadrăm într-o relație personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că poți să o citești Sfânta Scriptură ca o operă literară. Să fii un critic, să fii un bun cunoscător al Sfintei Scripturi din punct de vedere literar, dar asta nu te mântuiește.
Trebuie ca tu să fii conștient de faptul că Mântuitorul Hristos, Dumnezeu, îți vorbește prin Sfânta Scriptură și să faci legătura cu persoana care îți vorbește. Noi putem să citim Sfânta Scriptură, dar dacă nu o citim în conștiința aceasta, cu conștiința aceasta că El este Cel care ne grește, că ceea ce primim prin Sfânta Scriptură sunt cuvinte dătătoare de viață, atunci nu are un rezultat duhovnicesc. Și de aceea spiritualitatea ortodoxă propune această citire a Sfintei Scripturi și în stare de rugăciune. Pentru că avem psaltirea, avem Sfintele Evanghelii, preotul duhovnic, când dă, spovedește, dă canonul, citirea unei Evanghelii sau fel de fel de aspecte duhovnicești pe care să le pună în practică. Noi când ne apropiem, creștinul ortodox, când se apropie de Sfânta Scriptură, se închină, spune o rugăciune și după aceea o citește. Deci este acea trăire mistică, acea legătură cu Cel care ne vorbește prin Sfânta Scriptură. Nu ne raportăm așadar la Scriptură ca la un roman, ca la o carte de știință din care primim doar informația, ci îl primim și pe Dumnezeu, ne-euharistic, dar îl primim în chip rațional. Dumnezeu ni se împărtășește prin cuvântul Lui este, din Scriptură. Este o predispunere, este un început pe care ni-l deschide Sfânta Scriptură. Îl vedem pe Dumnezeu, dar vrem să fim, să aprofundăm, pentru că în teologia ortodoxă se vorbește despre o aprofundare permanentă, din ce în ce mai profundă, mai mare, mai intensă a noastră, a prezenței noastre, a comuniunii noastre cu Dumnezeu. Părinte, vă mulțumim. Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă invităm să ne fiți alături și cu altă ocazie și să mai avem discuții interesante ca aceasta. Cu mare plăcere, mulțumim mult și să dea bunul Dumnezeu ca ceea ce am discutat să fie spre folos duhovnicesc. Doamne ajută! Dragii noștri, am văzut astăzi că Sfânta Scriptură nu este numai o carte care ne oferă informație despre Dumnezeu, ci ne și împărtășește de El, ne oferă o legătură harică cu Fiul lui Dumnezeu făcut om. Vă dau întâlnire și data viitoare aici, la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați de adresa noastră de e-mail pe care o vedeți afișată pe ecran. Vă urez o săptămână binecuvântată. Doamne ajută!